Bună ziua și bine ați venit pe canalul meu! Vă aștept cu mare, mare drag să vă abonați în număr cât mai mare acestui canal și sper din suflet să și rezonați cu mesajele pe care vi le voi transmite. Voi face o etalare pentru cei din Zodia Balanță pentru perioada 1-15 octombrie 2024. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Balanță. Deja deci avem un mesaj. Haideți să vedem ce mesaje au cărțile de tarot pentru cei din Zodia Balanță pentru perioada 1 15 octombrie 2024. Atenție, fiind o etalare generală, nu toată lumea va rezona cu mesajul. Dumneavoastră luați doar ce rezonează. Haideți să vedem ce așteaptă pe cei din Zodia Balanță în perioada 1 15 octombrie 2024. Ce spun cărțile de tarot pentru cei din Zodia Balanță? Avem optul de cupe, hmm, plecați într-o situație, ia să vedem, ce abandonați voi, dragi balanțe? Treiul de, nu, doiul de băte pardon, o așteptare mai mare, renunțați la o așteptare, nu mai vreți să așteptați, wow, și turnul. Da, se pare că luați o decizie foarte radicală în această perioadă și avem la baza pachetului regele de monede, vă doriți stabilitate, siguranță. Posibil să aveți de-a face cu zotile de pământ, aur, fecioară, capricorn. Poate cineva care, posibil pentru unii dintre voi, Cineva care a plecat, a abandonat, fie o relație, da, se întoarce în viața dumneavoastră după o perioadă foarte lungă, poate 2 ani, posibil pentru unii dintre voi, revine această persoană și vine așa ca un bun pentru voi, pentru că nu v-ați așteptat să mai vă revedeți sau să mai vorbiți cu această persoană, să revină în viața voastră, posibil acest lucru, iar pentru unii dintre voi o așteptare e sfârșit, da, deci nu mai sunteți dispuși să așteptați. Da? să plecați dintr-o situație care nu era spus și în așteptare, da? o așteptare destul de lungă. Un turn aici se dărâmă, se dărâmă ceva care nu era clădit pe o fundație stabilă, da? Cad se află un adevăr, da? Pentru unii dintre voi, poate anumite situații care voi erați acolo, sigur că știți anumite lucruri sau anumite Situații, da, care păreau că știți, da, dar se pare că nu. De fapt, acum aflați un adevăr, ceva iese la suprafață, ceva se află. Aveți grijă la drumuri, unii dintre voi. Poate auziți o veste de la drum lung, că se întâmplă ceva sau despre cineva, că pleacă, se separă, poate? Posibil acest lucru? Este ceva aici, da, tradițional, ceva sigur, stabil aici cu regele de monede, poate niște bani pe care ați așteptat, sau ajutorul cuiva, posibil și acest lucru, da, vine acum, după o așteptare lungă vine acest ajutor, tocmai acum, ia să vedem despre ce este vorba, ce se întâmplă, regina de cupe, posibil să aveți de-a face cu zodiile de apă pe scorpion. Vă doriți stabilitate emoțională, poate cu cineva aveți de-a face, cineva matur, cineva care vă poate ajuta, vă susține, da, din acest punct de vedere, vă iubește necondiționat această persoană sau voi intrați în această energie de regină, de cupe, posibil și acest lucru. Da? Sau poate sunteți mai sensibili în această perioadă, poate această veste, da, cumva vă. Uh, dar se pare că primiți vești plăcute unii dintre voi, este ceva care vă place. Avem aici o invitație, o veste plăcută, cineva care vă declară iubirea sau o invitație care o primiți de la un drum. Sau de la distanță, sau care ați așteptat de foarte mult timp, sau voi faceți această invitație sau această ofertă cuiva. Da? Cinciul de monede, da? Avem aici pe cineva care că abandonează, dar deci din nou se vorbește despre acest lucru, da, se repetă această situație. Poate voi sunteți aceste persoane care renunțați la astfel de uh, situații, poate la persoane care nu sunt tocmai ok, sau poate cineva auziți de cineva care nu este din punct de vedere al sănătății tocmai bine, unii dintre voi. Posibil acest lucru este la distanță această persoană de voi. Este o persoană care nu este bine din acest punct de vedere sau vă cere ajutorul. Auziți de pierderea cuiva, de plecarea cuiva, de separarea cuiva. În unele cazuri posibil și acest lucru, dar aici clar cineva pleacă, cineva abandonează, cineva renunță la o așteptare, la o persoană, la o alegere de făcut. Cineva ia o alegere într-un final face, da? pentru că tuul de, de bâte vorbește și despre o alegere sau vă împărțiți între două direcții în unele cazuri sau renunțați să vă mai împărțiți. Posibil și acest lucru. Din nou, acest valet de cupe. Este o veste bună, de fapt, pentru voi, regina de cupe. Doiul de monede. Vorbim din nou, da, despre o dualitate aici, despre ceva care doriți să țineți, să mențineți echilibru. Poate două locuri de muncă pentru unul dintre voi. Mergeți în două locuri de muncă sau încerca să menține acel echilibru, poate financiar sau relația, da? sau o situație care se repetă pentru unii dintre voi, sau o situație care s-a tot amânat, sau o plecare care s-a tot amânat și acum apare momentul de a pleca, de a renunța, de a se lua decizia importantă. Cineva își dorește stabilitate, siguranță, nu mai vrea să stea în situații de în situații limită, ca să zic așa, sau situații nesigure. Se iau niște hotărâri aici foarte uh, serioase, da? foarte clare. Da, aici avem la baza pachetului, avem asul de cupe. Asul de cupe vorbește despre o nouă șansă, o nouă iubire, abundență emoțională, uh, o nouă poveste. Da? Sunteți hotărâți să mergeți către o nouă Iubire, da, sau poate chiar un nou contract, o nouă colaborare, este ceva de suflet, ceva care vă place, vă încântă Poate unii dintre voi, da, nu mai sunteți atât de reținuți, nu mai vreți să stați în așteptare, dacă cum am și și acționați Mergeți către ceea ce vă face împliniți și vă bucură sufletul, vă place, da, vă atrage Foarte frumos Poate primiți o ofertă de la drum, da, să mergeți către, poate locul de muncă, da, necesită deplasări, vă place, vă încântă ceea ce vine către voi. Da. Drumuri lungi pe care le faceți în această perioadă, avem patru de spade aici, o pauză, aveți nevoie și de o tihnă, unii dintre voi, cum am și zis, posibil ca unii da, să aflați despre o situație nu tocmai plăcută, de la distanță, dar și voi cumva aveți nevoie de o pauză, vreți să vă odihniți, vreți să lăsați deoparte, se întâmplă așa ceva în jurul vostru care vă obosește foarte mult. Este ceva care nu vă mai place și vreți să luați, să închideți acel capitol și vreți liniște, vreți să vă ocupați de voi sau vă rugați foarte mult unii dintre voi. Este o perioadă în care simțiți nevoia să faceți aceste lucruri. Da, foarte interesant. voi aici, ia să vedem, din nou acest doi de monede, da, dualitate, cântăriți foarte bine lucrurile. Aici avem regina de monede. Regele de monede, da, vorbim despre un cuplu, cineva solid, cineva care își dorește stabilitate, siguranță. Acest cuplu vă ajută pe voi, da? Poate sunt părinții, da, care vă ajută sau voi sunteți în postura de părinte și ajutați un copil, da? Sau sunteți alături. Poate pentru unii dintre voi, posibil, cum am și zis, să auziți de separarea unui cuplu ce părea solid, ce părea de foarte mult timp acolo, da? într-o relație tradiționalistă, tradițională, pardon, sunt două persoane da, cu aceeași mentalitate, cu aceleași concepții, auzi de această separare, de această ruptură dintre aceste două persoane, da? vorbim aici despre Taur Fecioară Capricorn, posibil da? să aveți de-a face cu zodiile acestea sau nu. Sau aceste persoane au un impact important în viața voastră, vă ajută da, să depășiți, poate sunt persoane cu funcții, da, poate la locul de muncă vă ajută financiar sau vine cu o propunere de a deveni partener, da, de colaborare, de a colabora cu asul de cupe, din nou vorbim da, despre Aici avem diavolul, o situație toxică. Se dărâmă ceva, da, se renunță la o toxicitate, la o manipulare, cad măști, se află secrete, da, cum am și zis, o persoană care nu a fost tocmai corectă, da, cumva se descoperă acum niște situații, se află niște lucruri, nu tocmai plăcute. Cineva vrea să plece din această toxicitate, da? Deci își dorește foarte mult. Fie că voi vă doriți acest lucru, fie că este cineva în jurul vostru care pur și simplu se rupe acea situație care nu funcționa. Cineva își dorea foarte mult să controleze această poveste, chiar la locul de muncă, da? Poate un coleg o colegă, da? Cumva, poate această persoană v-a făcut să renunțați la locul de muncă. Era cineva acolo care manipula lucrurile, care nu vă mai plăceau să stați în acea colaborare, în acel loc de muncă, în acea situație, da? Și vreți să fiți, poate unii dintre voi vreți să fiți pe compropriu, da? Și cumva dați această veste și cei din jur nu sunt de acord, da? Cumva îi surprindeți pe cei din jur că vreți să deveniți proprii voștri șefi. Aici avem patru de monede, da? Vă doriți siguranță, vă doriți stabilitate, vreți să stați în zona voastră de confort, da, se pare că banii nu vor fi problemă pentru voi în această lună, doar că apar niște situații așa în jurul vostru, da, pentru că voi veți ține foarte mult cu dinții, da, de a, tot ceea ce ați agonisit voi, da, de, nu veți cheltui, da, veți fi cumva reținuți. Nu veți mai face cheltuiele așa în zadar, da, unii dintre voi posibil și acest lucru, dar se pare că cineva pleacă din viața voastră. Vă eliberează calea, simt nevoia să spun aici, cineva eliberează drumul vostru, practic. Plecarea acestei persoane sau acestei situații care se închide, da, se dărâmă, cumva vă deschide vă drumul și este pe termen lung ceea ce se întâmplă. Este ceva de bun augur pentru voi. Este ceva care se termină odată, ceva care va îngreuna, ceva care nu a mai funcționat. Da? Sper să fi rezonat cu mesajul. Vă aștept și la următoarele etalări. Vă îmbrățișez cu mare, mare drag.